Doamna Gabriela depinde de Utirox de peste 10 ani. Mai are pentru câteva zile acest medicament și își face griji dacă va reuși să-l găsească în farmacii. E foarte important. Deci îmi dă starea de liniște, starea care nu am agitație, nu mă sufoc. Deci nu pot să stau. Deci dacă eu, să zici că am momente și mă enervez pe moment. Deci nu am nodul ăla în gât așa. Deci simt că mă strânge cineva. Deci e foarte important. Este important, însă se găsește foarte greu în farmacii, stocurile fiind aproape de zero, iar situația este așa de peste 8 luni. De exemplu, un lanț farmaceutic din Constanța a reușit luni să-și aprovizioneze punctele de lucru cu doar câte 2-3 cutii de Utirox. Este foarte puțin în comparație cu solicitările pe care le avem în farmacie pe baza prescripțiilor medicale. De acest medicament depind persoanele care au probleme de tiroidă și, din păcate, se găsește extrem de greu în farmaciile din Constanța și din țară. Eutiroxul susține funcțiile vitale ale organismului, iar lipsa medicamentului duce în timp la tulburări ale echilibrului, insuficiență cardiacă și creșterea colesterolului. De asemenea, cei care nu își au dozele necesare de medicament pot avea probleme cu depresie, anxietate, ori pot suferi modificări de greutate sau dereglarea temperaturii corporale. Există o singură variantă nouă cu care ar putea fi înlocuit acest medicament. De puțin timp a apărut în România o formă nouă de soluție orală, Acutirox. Însă administrarea acestei forme orale o decide strict medicul specialist endocrinolog împreună cu pacientul. Reprezentanții farmaciilor au informat autoritățile că este nevoie de stocuri de Utirox. Medicamentul ar putea ajunge pe piața din România abia în prima parte a lunii aprilie. Noi le așteptăm cu interes pentru a putea onora toate prescripțiile medicale ale pacienților noștri. Și din păcate nu este singurul medicament care se găsește cu greu în farmacii. Este și cazul sioforului, de care au nevoie bolnavii de diabet. Iar din cauza coronavirusului, farmaciile se confruntă și cu alte lipsuri în afară de măști, mănuși sau dezinfectanți. Au început să devină din ce în ce mai multe produse deficitare, cum ar fi paracetamolul, Tamiflu și Plaquenil, pentru că fac parte din protocolul de tratament COVID-19. Oboseala, schimbările bruște de dispoziție, senzația de nod în gât și de sufocare sunt unele dintre semnele disfuncției tiroidiene. În România, zeci de mii de persoane se confruntă cu probleme de tiroidă.